Un dar rustic special de Crăciun v-a pregătit realizatoarea TV Maria Neag. Colinde tradiționale și cântece de Crăciun interpretate de artiști de toate vârstele, consacrați sau debutanți. Maria Neag a dezvăluit foarte puțin din surpriza pregătită pentru dumneavoastră, dragi telespectatori fideli. Aș vrea să fie pentru telespectatori o surpriză. Au fost alături de noi mureșencele, interpretele de la Ansamblu Mureșul din Târgu Mureș, grupul de colindători din Luier și mulți, mulți alți interpreți îndrăgiți de telespectatorii noștri dragi. Filmările au fost realizate într-o gospodărie din localitatea Jabenița, o locație bine cunoscută telespectatorilor reghineni. La o binecunoscută familie, dragă nouă tuturor, prietena mea și, bineînțeles, cu siguranță este și prietena telespectatorilor, familia Suciu, care au făcut acolo în bătătura lor o casă țărănească, o casă rustică, așa cum era mai de mult în vatra satului românesc. Și ne-a primit cu tot dragul, ne-a găzduit și ne-a oferit această zi de sărbătoare să o petrecem în casa lor. Așadar, nu pierdeți miercuri 25 decembrie de la ora 19:30 emisiunea Dar Rustic realizată de Maria Neag. Va fi o emisiune frumoasă și telespectatorii vor privi cu drag în ziua de Crăciun la emisiunea Dar Rustic. Așadar, dragii mei, vă aștept în 25 decembrie, în ziua de Crăciun, să urmăriți o ediție specială a emisiunii Dar Rustic, dăruită cu drag tuturor telespectatorilor. Așteaptă colindători și așteaptă colindători, de cu seară până-n zori, de cu seară până-n zori. Stelele pe cer lucesc,